În călătoria noastră, prin lumea aceasta, avem și noi valori cu noi? Ducem și trebuie ca ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu la începutul călătoriei să le ducem și așa cum au făcut poporul, să le predea la templu, să le predăm lui Dumnezeu? Sigur că avem valori. Sigur că ducem valori cu noi. În primul și în primul rând este sufletul nostru. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că ce-ar câștiga un om dacă și-ar pierde sufletul? Poate să câștige toată lumea. Dacă își pierde sufletul, este ca și cum n-ar fi câștigat nimic. Apoi, poate nu este, este o ordine aleatorie. Avem familiile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Soții, copii, trebuie să-i ducem și să-i predăm așa cum dorește Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Timotei că dacă cineva nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău ca un necredincios. Apoi avem biserica. Fiecare dintre noi, frați și surori, suntem responsabili, ca să spun așa, de fratele, de sora noastră, de cei din biserică. Fiecare este responsabil de celălalt. Responsabil în sensul de a-i cunoaște necazurile, de a-l purta în rugăciune, de a-l ajuta la nevoie. Nu responsabil în sensul de a-l spiona, de a-i ști toate păcatele și de a le publica pe la colțuri. Apoi, suntem responsabili pentru darurile spirituale și materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce ai, spune Apostolul Pavel în Corinteni, tot ce ai, ai primit. Și dacă ai primit, atunci de ce te lauzi? Tot ce avem este har și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Atât dar spiritual, cât și dar material. Și tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Așa cum am învățat. Darurile noastre spirituale, darurile noastre materiale, trebuie să le administrăm în așa fel încât să aducă slava lui Dumnezeu. Deci, fiți cu ochii în patru. Atunci când este vorba despre familie, atunci când este vorba despre sufletul vostru, atunci când este vorba despre darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, totul trebuie făcut după cuvântul lui Dumnezeu și pentru a aduce slavă lui Dumnezeu.